O să trecem la cel de-al doilea subiect și totodată o să vă rog să înțelegeți tinerețea colegului meu, fiind cred că cel mai tânăr ales local din județul Brașov, câți ani? 23 de ani, 24 face anul acesta. Constituția i-a permis să candideze la vârsta de 23, a câștigat. Acolo noi am luat două mandate de consilier local la Sânt Petru și are o inițiativă destul de bună pe care el a discutat-o cu marea majoritate a consilierilor locali din localitatea dumneavoastră și se va regăsi ca punct pe ordinea de zi în ședința ordinară. O să las pe Vladin Tiberiu să depuneze. Mulțumesc, doamna președintă. Comuna Sânt Petru are o creștere masivă a populației, aceasta dublându-se în ultimii 10 ani, aproape 7.000, având la momentul actual. Serviciul de transport public în comun nu mai face față și nu mai satisface nevoile cetățenilor și noi ne-am gândit la o alternativă a acesteia prin introducerea RAT-ului pe ruta Sânt Petru-Brașov. Aceasta dacă ne este permis și la nivelul instituțiilor abilitate. Conform ordinului 263 din 2007, primăria poate delega gestiunea în mod direct. Am luat această inițiativă pentru a demonstra cetățenilor că pot avea încredere în noi și că noua generație de politicieni sunt responsabili. Vom introduce această propunere pe ordinea de zi din 30 martie și sper că atunci să am și susținerea în continuare a colegilor din Consiliul Local și să nu intervină alte... Cum arată din punct de vedere Consiliul Local? Cum sunt repartizate mandatele? Ca să vedem dacă citesc... Sunt 15 consilieri. Da. Da, noi avem doi consilieri. PSD-ul are doi consilieri, PDGR-ul 1, PR-ul 3, unul de la ALDE și restul, și restul de la PNL. Acolo nici PNL-ul nu are o majoritate de unii singuri. Credeți că Ratu să preia transportul? Concret, dumneavoastră vor să intre noua societate înființată, vor pune în discuție în Consiliul Local oportunitatea de a intra acționar și UAT Sânt Petru în Rat BV și mai departe, prin felul acesta, Rat BV poate să devină operator regional, metropolitan. Să știți că nu este singura discuție, în acest sens și cei de la Preșov, acum vă fac eu o paranteză, și au manifestat intenția, pentru că până la urmă asta va fi soluția. Uitați, în tot ceea ce înseamnă zona metropolitană, există foarte mari nemulțumiri pe partea de transport. Ați văzut că și la Hărman, colegul nostru, domnul Cuțanu, a venit și a prezentat aici o situație de fapt, o situație reală. Deși dumnealui a încercat să discute cu cei care operează transportul în momentul acesta pe ruta Brașov-Hărman. Adică Odreanu. Doamnă, au încercat cu cei, nu știu exact cu cine, cu operatorul economic. Persoanele respective n-au dorit să discute cu dumnealui. După ce a avut poziția publică și a venit și a prezentat această situație și a spus că doresc să se poziționeze și să discute în cadrul Consiliului Local această problemă. Acum vă spun că reprezentanții societății l-au contactat, dar l-au contactat după, deși colegul meu, în nenumărate rânduri, a încercat să aibă un dialog, să vadă cum se pot discuta aceste probleme. Operatul de bază se descurcă.